suntem în topul țărilor cu cei mai mulți vaccinați. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Că de curând. Eu văd e așa adevărul. De bine cum nu, vedem eu, nu, sau eu, realitatea e alta? Eu văd adevărul și adevărul este că, din păcate, am avut două campanii de vaccinare. Cea oficială și cea paralelă. Cea paralelă în care s-au vaccinat cu nesimțire piloși, politicieni, relații în fața persoanelor vârstnice, în fața celor cu dizabilități, în fața celor care au peste 65 de ani sau corpul medical. Și eu sunt extrem de indignat de acest lucru. Cunoașteți dumneavoastră cazuri de genul acesta? Câteva le-a prezentat presa și, nu știu, cred că pe 544 odată și odată s-ar putea obține, pentru că vreau să vă spun că asta merg de la județ în sus, înspre București. Adică cea mai mare nebunie e în județe, unde profită de faptul că unele persoane nu reușesc să ajungă, sunt bolnave, au febră și e contraindicat să facă vaccinul și atunci se fac aceste intrări peste rând care sunt pur și simplu nesimțite. Deci eu chiar mi-aș dori să, nu știu, ca și presa să dea o mână de ajutor, să vedem în fiecare județ cine sunt nesimțiții ăștia care s-au dus, profitând de faptul că sunt politicieni sau de faptul că au bani sau de faptul că au relații și s-au vaccinat peste rând. E foarte grav, având în vedere că sunt foarte mulți români care își doresc sănătății, să se vaccineze. Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, spune, domnule, 30% dintre cei care s-au vaccinat, peste rând, mi se pare extrem de grav. Adică acest procent arată că ne ducem spre o regulă, nu spre o excepție. Am văzut cum au încercat să justifice unii și alții. Nu e așa. Nu e așa. Deci vă spun eu, în județe merg cu nesimțire, protipendada locală, mulți din... Că nu toți și acolo sunt oameni de bun simț care își așteaptă rândul, sunt nesimțiți care se bagă în fața oamenilor bolnavi. Și eu cred că așa cum toată Europa i-a scos în față pe acești oameni, ar trebui să-i arătăm opiniei publice pentru ca lumea să vadă ce fel de oameni au pe lângă ei. Dar știți, degeaba ești pe locul întâi la vaccinare dacă sau ești în topul... Știți, vedeți noastră și raportarea asta. E bine că ne dorim să ne vaccinăm și eu îndemn pe oameni să vaccineze. Să avem anticorpi, să putem lupta, să facem față pandemiei și să trecem cât mai repede peste acest moment. Dar, vă repet, nu poți. Eu, de exemplu, ca și politician, am fost invitat să mă vaccinez. Și n-am făcut-o. Am întrebat. Toți cei din categoria în care sunt eu încadrat, persoane peste 65 de ani s-au vaccinat? Nu. Și atunci am spus, ok, rugămintea să mă programați când se termină cu persoanele în vârstă. Și nu o fac din populism, o fac pentru că așa simt. Și cred că așa trebuie să facem toți. Adică vaccinarea asta paralelă pe mine m-a deranjat foarte. Foarte mult pentru că, nu știu, eu credeam că terminăm odată în mandatul domnului Voiculescu, care ne vorbea întotdeauna de corectitudine, de lucruri care nu mai trebuie să întâmple, să se întâmple mai abitir ca înainte. Și asta nu e în regulă. Și ministrul să anunțe într-o conferință de presă, că îmi și amintesc, de acest lucru, dar nu a făcut nimic, nu? Păi nu, ați văzut sancțiuni. Dumneavoastră spuneți că există această campanie, această vaccinare paralelă. 30% care s-au vaccinat paralel. Am înțeles, ne-a spus domnul ministru, dar care sunt sancțiunile? Care sunt persoanele vinovate? Inclusiv colegul dumnealui de partid, domnul Cioloș, vorbea de pile și relații. Păi nu ne spuneți care sunt pilele și relații, domnule ministru, ca să știe o țară întreagă? Nu pentru mine. Dar poate dăm câteva exemple ca acei nesimțiți care profită de bani sau de funcții sau de relații și merg și se bagă peste, să le fie jenă să mai meargă, că îi vede o țară întreagă. Și sunt români care, am văzut cazurile săptămânile trecute, care au încercat să se înscrie pe acea platformă, să se vaccineze, au stat la cozi și probabil nici acum exact nu s-au întâmplat. Fie te blochezi pe înscrierea pe platformă, fie ceea ce este foarte grav, este că foarte mulți dintre cei care au fost programați pe platformă și aveau dreptul să se vaccineze, au primit mail-uri să nu mai meargă la vaccin pe, vezi, doamne, diferite motive. Că s-au terminat dozele, că știu eu, au fost alte priorități și așa mai departe. Dar în spatele acestor mail-uri au stat
De fapt, că de aici a plecat toată problema, de fapt așa au fost băgați piloși. Deci pur și simplu oamenii au primit mail-uri, domne, stai acasă, că nu mai ai la loc. 60 de ani stai acasă că nu mai e vaccin, și în aceea zi erau chemați piloșii cu familiile și așa mai departe, că veneau cu familiile ca să rezolve toată problema odată. Nu... Bun, dar mă gândesc că există un registru, ministru ar trebui să știe păi, lucrurile astea, eu cred nu? Că eu cred că ministrul, dacă vrea să dea dovadă de transparență, ar trebui să publice pe site-ul Ministerului Corect, Sănătății da. Lista tuturor celor care ocupă demnități publice și s-au vaccinat înainte de a avea acest drept, sau să-i vedem pe cei care s-au vaccinat în fața celor care, și să ne spună câte persoane vârstnice încă nu s-au vaccinat, suferinți cu boli cronice, persoane cu dizabilități. Asta ar însemna un exercițiu de transparență. Dar mi-e teamă că acolo ar fi cam vreo 40-50% din clasa politică și nu va avea curaj domnul Voiculescu să publice această listă.